Baccolo, Padulano, Gustavo, la conclusione e il gran gol. În dreapta Briceag, sunt patru oameni în careu, ocazie mare și gol înscris până la urmă. Feta, Albadoro. Poi Gustavo prova il tiro dalla lunga distanza e la palla che colpisce il palo. A partire Gustavo e il pallone che si... Schema făcută între cei doi. Pasă frumoasă lui Zlatinski, Gustavo, Gustavo, gol! Ivan. Apără Penedo, dar este gol! Este... Non è apparso preparatissimi in occasione della conclusione di Djuric, che vale il 2-1 al Monopoli. Ora lo scatto sul filo del fuorigioco di Gustavo, la caccia di Gustavo, 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 la conclusione del gol! Il contropiede del Messina. Fornito, Fornito, il lancio è buono, il colpo di testa è il gol di... Briceag, jumătate adversă, pasa lui Briceag, Gustavo, ocazie mare, 1 la... Munar, suggerimento in verticale sul filo del fuorigioco per Gustavo. Gustavo este cel care execută lovitura liberă, minge trimisă în vară. Frumoasă. Descurcă bine, scoate până la Gustavo. Să vedem stângul brazilianului. Bară! Petat de la Sampdoria. Piccini. Gustavo, il soffio pallone, Tavares, Tavares per Gustavo, Gustavo sul dischetto, Gustavo si allarga e appoggia in rete, Messina. Un ricoșiu favorabil Craiovei și este penalti. Pentru a lui Bălgădean, portar care a fost la națională în această toamnă, a fost convocat pentru partida cu Muntenegru. Acțiune senzațională acolo a lui Gustavo, depozitat trarea lui. Băluță, Rocea și ocazie mare iarăși pentru Gustavo. Gustavo este omul care a fost cel mai aproape de gol. Se vede. Se bate repede, ușor neatent Chiriță, centrarea lui Gustavo spre Ivan, Ivan reușește. Pierde din nou Cernat. Gustavo, dribling golului Gustavo, Gustavo, întâmpinat de Spahia. Nu cred că au câștigat jucătorii gazdă niciun duel cu Gustavo. 2-1. Gustavo față în față cu Cerniauska și a avut luciditate la aceste pase. O șansă, respinge. Frumos. Gustavo, 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 șutul lui Rocea. Trimite cam puternic, se cere hands la această intervenție a lui Grădinaru. Gustavo este în careu, minge cu efect, Gustavo este cel... Gustavo, Gustavo, manevrează bine, trece de Cristescu. Gustavo pentru Fătășelu. Chiriță reușește să treacă Gustavo. Bang. Teixeira. Îl văd pe Teixeira cu mâna ridicată, mijedată printre picioare. Bene a mettere la palla fuori dalla propria area di rigore, ma è Russo. Etapa viitoare.
Zelinski, Gustavo îl întoarce excelent acolo pe Maftei. Cross al centro e c'è il gol! Corsia a destra, il cross al centro ed è la rete. Di Napoli prova a incitare i suoi a dare indicazioni per cercare il gol del pareggio. Concretizzato. Adesso Barisic sul lato di sinistra, supera Salandria, prova ad entrare del... Gustavo! Scardina, poi Gustavo in porta! Il palo clamoroso non è finito! ...dei calci, non ha rimezzo, Gustavo, Gustavo in area di rigore! Sì! Dal dischetto va nel Messina, Baccolo tra le linee, Gustavo, attenzione, limite, attenzione a Gustavo! Giorgione, poi Gustavo! Questo l'atteggiamento in questa fase dei due allenatori, recupera a centrocampo proprio di Gustavo che lancia Leonetti, l'accelerazione dell'ex Foggia a sinistra. Al Messina, non sta a guardare, prova ad attaccare come in questo caso con Gustavo. Ancora Gustavo, numero Gustavo, passa Gustavo. Gustavo, il gioco. Sunt 5 giocatori ai Craiovei. Gustavo esecuta questa lovitura libera. Bara! Gioco nel corso di questo primo tempo. Tavares. Gustavo riesce a liberarsi dall'avversario che poi lo Zanini. Poi Baccolo per Gustavo che prova a dare là al contropiede del Messina. Un minuto. La conclusione deviata.